Cristian Brancu te invită să afli totul din prima. Începe Exclusiv VIP. Bun găsit, doamnelor și domnilor, o ediție absolut senzațională. Vorbim despre o chestie absolut alarmantă în câteva minute, după care astăzi avem și dramă, dar și foarte multă veselie. O să vedeți exact. Hai să nu mai pierdem vremea, titlurile. Și-a dat foc în semn de protest, în direct, pe o celebră platformă de socializare. Un cunoscut tiktoker din România a recurs la acest gest extrem doar pentru a atrage atenția sau se confruntă cu o gravă problemă emoțională. Ce spun specialiștii în domeniu despre această faptă și cum reacționează tiktokerii din România? Imediat, doar la Exclusiv VIP, nu ratați! Te așteptam de mult, că mă sărăscoare, ale buze măi, în secundă doi, e vai și mor de noi. În ochii tăi, în ochii tăi, e iubirea mea. În ochii tăi, în ochii tăi, e fericirea mea. Ce relație frumoasă îi leagă pe Raul și Maria Dragomiroiu. De ce o divinizează artistul și cum l-a susținut îndrăgita interpretă de muzică populară atunci când acesta a trecut printr-o cumpănă în viața lui? Aflați imediat. Doar între prieteni se poate întâmpla așa ceva. Nu ratați la Exclusiv VIP cu Cristi Brancu. Imediat. Stai un pic și te oprește, maică, și te hodinește. Vin la mine, maica mea, să-mi povestești viața ta, măi. Oana Turcu vine la Exclusiv VIP cu noi surprize. Învață secretele unui machiaj de zi reușit și cum să ai sprâncene de divă. Care sunt trendurile în make-up și cum poți să fii frumoasă cu trucuri simple. Aflați numai la Exclusiv VIP. Ce alegeri să faci pentru un chip perfect? Rămâneți cu noi! O emisiune absolut spectaculoasă, doamnelor și domnilor. Până atunci însă, o poveste incredibilă, tulburătoare, care naște însă multe întrebări apropo de modul în care se folosesc rețelele sociale. Un tiktoker, să zicem pe numele mic Florin, a făcut ieri un gest îngrozitor, ca să zic așa, filmându-se în timp ce s-a dat cu o substanță pe el și efectiv și-a dat foc. Este o chestiune absolut îngrijorătoare pentru că iată ce limite există în a face o asemenea postare. Oriunde pe lumea asta sunt cazuri absolut teribile. Acesta este urmează lucruri care nu pot fi difuzate, evident, vi-l dăm doar pe domnul respectiv. Vedeți că el face treaba asta și ne oprim, pentru că nu ne interesează să dăm mai mult. Vă rog să scoateți imaginile, lucrurile sunt clare din acest punct de vedere. Omul a făcut treaba asta într-un mod absolut șocant. Avem un specialist aici, un expert în marketing online, unul dintre cei mai buni din România, dar și un fiind cunoscător al acestei lumi. Alex Ilie este alături de mine. Bun găsit, Alex! Alături de noi vor intra în legătură video psihologul Radu Leca. Vom avea o poziție. Foarte mulți oameni din zona de aceasta a TikTok-ului au refuzat și printre cei celebri au refuzat să ofere o declarație. O vom avea și pe Roxana Iliescu pentru a înțelege, apropo de oameni, de sensibilități, ce se întâmplă. Alex, este ceva dincolo de orice fel de imaginație. Salut, Cristi, mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, chiar este un lucru care, din păcate, mai ales la noi în România, se dezvoltă din ce în ce mai tare. Mă refer la aparițiile acestea pe social, pe platforme, care este un hype creat nu de foarte mult timp, dar care duce la extremități, din ce se pare, lucru care l-am văzut și în afară. Adică nu este doar primul exemplu la noi, ci este un lucru care se întâmplă și în afară la case mai mari. Am auzit, uite, te provoc pe tine, tu îmi vei spune exact ce este de făcut și exemple absolut celebre. Există o poveste pe care am citit-o și eu cu un individ care a luat un iepuraș, l-a crescut, l-a făcut frumos, l-a periat, milioane și milioane de oameni se uitau și într-o bună zi a luat un cuțit, a pus cuțitul la gâtul iepurașului, spunând că nu mai are de mâncare nici pentru el, nici pentru iepuraș și vrea să-l sacrifice. Foarte mulți oameni au donat și atunci te întreb dacă această zonă de maximă libertate a online-ului nu trebuie la un moment dat ori reglementată, ori să existe un filtru pe care și aceste rețele ar trebui să le aibă, nu-i așa? Majoritatea rețelelor, într-adevăr, au un filtru, dar atunci când devine vorba sau se vorbește ceva live, atunci acel filtru nu se mai aplică. De obicei, orice platformă interzice ce înseamnă 18 plus, mai ales astfel de fapte, dar sunt și unii indivizi, ca domnul de față, dar și, așa cum ziceam mai înainte, la case mai mari, gen Casey Nistat, care este unul din primii vloggeri din lume, care la un moment dat, vorba ta, a cumpărat un cățel și când a ajuns acasă nu s-a dat seama dacă era pentru el sau dacă era pentru a face un episod pentru audiența lui. Sunt gesturi care duc la disperare din cauza unui burnout, pentru că până la urmă chiar și aceste apariții, chiar și acești creatori de content, este tot un job. La sfârșit de zi este tot un job. Și așa cum noi ne facem griji de unele chestii în jobul nostru de zi cu zi, ei își fac griji cum să crească audiența, cum să păstreze audiența, cum să facă bani, să monetizeze treaba asta și automat duce la un burnout. Bun, burnout. Oamenii suferă de burnout și fără, cum să spun, această zonă de exhibiționism public și mai ales când e vorba, nu știu dacă e cazul acestui om, care dorește să facă treaba asta, la un moment dat se văd niște imagini, nu mai dăm imagini, nu dăm numele lui, este limpede, nici nu se pune problema. Este însă un prilej de dezbatere publică și de asta suntem aici. Nu suntem numai pentru a vorbi despre lucruri frumoase din viața vetelor și despre cum ar trebui și pe copiii noștri să-i păzim, pentru că un copil de 5, 7, 10 ani se poate uita la lucrul ăsta. Care sunt efectele psihologice asupra acestui copil, asupra oricărui copil, mai ales că această platformă este pentru oameni cu un nivel de vârstă foarte scăzut. Deci sunt copii, nu-i așa, Alex? Într-adevăr, media de vârstă, dacă nu mă înșel, este 16-24. Bun. Psihologul Radu Leca este alături de noi. Radu, te rog să-mi spui cum vezi această poveste acestui om și ce trebuie să facem, pentru că înțeleg că trăim într-o lume liberă, dar granițele la un moment dat nu se definesc. Avem de-a face cu acel revers al medaliei despre care am vorbit de câteva ori și la tine de cine și în alte zeci de emisiuni, respectiv zero reguli, avem de-a face cu fapte. Faptele acestea, ele sunt vizualizate ca fiind bune sau rele de adulți, dar copilul nu știe să facă diferența între bine și rău. El bea o anumită băutură, fiindcă un sportiv anume o promovează, își ia un anumit tip de sneakers, fiindcă automat aceia sunt purtați, vorbește într-un anumit fel sau realizează fapte pe care le vede pe TikTok. Cele mai multe provocări sunt realizate în spațiul online, atât pe Facebook, cât și pe Instagram, cât și pe TikTok, fără filtre. Ele nu conțin noțiunea de bine superior al copilului și nici noțiunea de respectarea binelui superior al copilului. Și atunci copilul se află într-un pericol permanent. Că se află într-un pericol permanent, avem de-a face cu un adevăr. Că părintele îi permite să stea pe TikTok la 12 ani, la 11 ani, la 9 ani, la 8 ani. Aici avem de-a face cu o noțiune ce ține de parenting-ul permisiv. Parenting-ul permisiv este toxic. Există părinți care spun în felul următor: eu îmi las copilul să facă ce vrea. Bun, ok, îl lași să fie o buruiană. Nu, dar nu e o buruiană, că eu investesc în el. Ce? Timpul cui? Timpul meu. Știi ce face pe net copilul tău? Nu. Dar i-am pus un grafic pe care îl respectă și dacă stă mai puțin de 2 ore, atunci e în regulă. Dacă stă mai mult de 2 ore, telefonul se închide. În cele 2 ore tu ai văzut ce a făcut minorul? Nu. Ai văzut pe ce site-uri stă? Nu. Ai văzut dacă a fost abordat de oameni bolnavi? Păi cum, există, Radule, oameni bolnavi în spațiu online? Da, mii, milioane. Există oameni care se ascund în spatele unor ID-uri, care sunt excepțional gândite, dar ei sunt bolnavi din toate punctele de vedere. A ajuns copilul tău să realizeze fapte rele? Da, dar nu știu de ce. Păi, a văzut multe provocări pe TikTok? Da, dar crezi că de acolo e? Vedeți cum se duce ideea asta? Sau avem varianta cea mai neagră pentru un părinte care spune despre el însuși că este afiliat și cu dragoste în interiorul familiei. Fiul meu a venit la mine și mi-a spus că este atras de oameni de același sex cu el. Păi și unde a auzit asta? Pe TikTok. De ce? Păi acolo un trend. Sau fiica mea a venit la mine și mi-a spus că ea este fluidă. Și ce am făcut? Am căutat să văd ce înseamnă. Păi de unde a aflat de lucrurile astea? De pe TikTok. Și atunci vin și le spun părinților așa: dragilor, înainte să fiți surprinși de lucrurile negative pe care copiii voștri le fac, nu ar fi mai bine să le oferiți timp din timpul vostru prețios și să faceți bani mai puțin, dar să aveți copii care nu creează fapte și care nu-și fac rău? Ai dreptate, Radu. Așteaptă un pic. Așteaptă un pic. Alex, cred că cunoști tot ceea ce înseamnă interiorul acestei industrii. Cum se poate face acest lucru? Pentru că unii părinți, de exemplu, se duc la muncă, nu poți să stai tot timpul, poate că omul care este lângă copil poate să fie bonă sau cineva din familie. Până la urmă, copilul mâncat de câine a fost de lângă o bunică. Șocant, de lângă o bunică. Prin urmare, chiar și cei de lângă tine nu reacționează la un moment dat cum trebuie. Cum se poate opri fluxul către un asemenea conținut periculos pentru societate? De obicei, orice platformă are un algoritm și acel algoritm merge strict pe ceea ce ai căutat înainte sau în ultimii 5 ani mai nou. Și atunci, automat, dacă tu ai căutat astfel de videouri, este posibil să-ți apară astfel de videouri. Deci ce ar trebui să faci dacă vrei să-i dai copilului tău oportunitatea să umble pe aceste platforme, este să-i faci un cont nou pe care tu să-l populezi într-un fel sau în altul cât de mult posibil cu lucruri pozitive. Și atunci algoritmul va funcționa cât de cât în favoarea ta. Dar pur și simplu să le elimini complet este destul de imposibil, pentru că într-un fel sau altul o să ajungă acolo. Pe tine te întreb, pentru că tu te ocupi de lucrul acesta. Dacă, de exemplu, imediat apare un filtru, dacă pe o rețea, cum e, de exemplu, Facebook, se pune cuvântul slăbire. Dacă apare o fotografie before și after în zona asta de cosmetică, se scoate. Dacă se folosesc anumite cuvinte care sugerează o chestiune legată de tratamente medicale, de asemenea se scoate. De ce nu poate TikTok să facă un filtru în care, în momentul în care vede o secvență, după o secundă să scoată? Există roboți, nu? Sau? Există roboți, dar nu pentru aceste topicuri live. În acest moment nu există niciun tip de filtru care să te poată opri live când faci treaba asta. Acolo ești mai mult sau mai puțin liber complet. În momentul în care ai terminat acel live, când vrei să-l publici, de obicei îl șterge, când vede că este un content nepotrivit audienței. Dar în momentul în care ești live, nu există nimic care să te oprească din punctul ăsta de vedere, din păcate. Roxana Iliescu intră alături de noi din Statele Unite. Este un caz șocant. Tu ești un om care lucrezi dincolo de faptul că ești jurnalist la bază. Lucrezi cu această zonă de libertate de exprimare, dar înțelegi prin faptul că ești terapeut și ce înseamnă sufletul omului. Ce efecte poate să aibă asupra celor care văd un asemenea lucru și cum comentezi această situație care a fost comentată de toată lumea astăzi? Bună ziua tuturor, la noi e dimineață și să știi că exact aici sunt la cursuri vorbind despre aceste lucruri, despre nevoia emoțională pe care o avem de a atrage atenția și încercăm din ce în ce mai mult, în loc să ne întoarcem înăuntru, să vedem de fapt ce ne lipsește acolo. În loc să umplem golul dinăuntru, ne ducem în afară sperând că cineva din afară ne va salva. Că până la urmă această încercare disperată de acolo vine. Și ar trebui să ne uităm și cum am putea să îi ajutăm pe copiii noștri, să le transmitem și să ei să știe, să aibă o fundație foarte clară atunci când intră în internet. Dacă mai au nevoie de aceste adăugiri, de aceste lucruri șocante sau nu. Pentru că la sfârșitul zilei nu te poate salva nimeni și nici nu te poate cu adevărat scoate din oala în care ești decât dacă vrei să pui mâna și osul, cum se zice, la muncă. Chiar citeam acum o carte care a ieșit aici și spunea: nu cere ajutor, nu te ruga pentru lucruri pentru care nu ești dispus să muncești. Cam despre asta vorbim, pentru că oamenii vor acum lucruri ușoare, da? Acest marketing, publicitate, toată societatea noastră s-a dus înspre hai să slăbim ușor, hai să ne rezolvăm problemele ușor, hai să obținem bani ușor, donați bani ușor, dar viața nu este despre a obține lucruri ușor, ci de a avea două picioare bine puse în fipte pe pământ și da, după aceea the sky is no longer the limit. Dar trebuie să știi pe ce te bazezi și să știi pe ce construiești. Acest caz recunosc că m-a lovit așa în suflet, pentru că foarte mulți copii, chiar dacă au părinți, și nu aș da prea mult, am auzit colegul și cu mult respect salut tot ceea ce spune apropo de părinți, însă în calitate de părinte nu aș biciui prea tare părinții care chiar sunt depășiți de această problemă, ci din contră. Facem, eu în ceea ce mă privește, fac cursuri și seminarii ca să-i pregătim pe părinți să facă față acestei perioade. Pentru că să fim serioși. Ei nu vor să audă și să vadă. Tu faci cursuri. Aici este adevărata. Aici este adevărata problemă. Nu neapărat că n-au timp. Ei sigur că da, sigur că da. Nu vor să învețe. Exact. Ei vor să vadă și să spună doar lucruri simple. Ei nu vor să aibă o platformă de pe care să învețe. Ei au nevoie să-și găsească timp pentru ei. Și atunci eu vin și îi întreb, de ce ați mai făcut copii când voi vreți timp doar pentru voi? Timpul vostru nu este al vostru, este al copiilor voștri, că de-aia ați făcut. Cere aici, cum să spun... Aici vin cu partea, dacă vrei, și e foarte bine să fii tu partea fermă masculină, lasă-mă să vin cu partea feminină, în care îți spun că, sigur, atunci când am făcut copii, habar n-am avut în ce lume îi aduc, n-am știut nici acum 2 ani ce lume trăim, și până când înțeleg ce aș putea eu să fac, oricum deja copiii m-au judecat de 7000 de ori, probabil că nu vrei să știi cum mă descriu fetele mele, că vor să facă orice altceva decât ceea ce faci tu. Pe de altă parte, e adevărat, am văzut efortul meu de a le vorbi, de a le arăta, dă fructe, chiar dacă vor să fie rebele, am văzut că au acea bază. Bun. Și că Roxana, funcționează. Roxana și Radu, avem imediat reacția unui TikToker cu 35 de milioane de aprecieri. Alex vrea să completeze ceva? Deși tind să vă dau complet dreptate la amândoi, trebuie să ținem cont că vorbim de niște platforme care nu au filtre, dar sunt platforme care au filtre. YouTube Kids, Netflix Kids, adică ca și părinte, dacă vrei cu adevărat să ai grijă de copilul tău, poți să-l pui să se uite la astfel de platforme care au aceste filtre. Pe partea cealaltă, ceea ce s-a întâmplat astăzi cu respectivul, din păcate, nu are cum să fie cenzurat pentru noi ca și public adult. Dar pentru copii avem niște limite. Putem să le impunem copiilor noștri. Adică poți pe la anumite platforme se zice pentru copii și atunci vine conținut numai pentru ei. YouTube la Kids, TikTok Netflix, încă nu e treaba asta. Încă nu, dar presupun că și eu să adapteze pentru că siguranța copiilor... fac victime. Exact. Regia, hai să dăm reacția pe care ne-a oferit-o Gabriel MG, 35 de milioane de aprecieri în legătură cu acest caz. Deci cineva din lumea lor, ca să zic așa. Platforma aceasta permite oricui să facă orice și din acest motiv există foarte mulți oameni care profită de acest lucru, în felul acesta și cresc în vizualizări și ar face, din păcate, orice pentru vizualizări. Mai nou, toată lumea este TikToker, indiferent ce face pe TikTok și ajunge să fie urmăriți de foarte multă lume, fără să-și dea seama de impactul pe care l-ar putea avea asupra lor. Îi sfătuiesc pe cei de acasă să aibă mare grijă la ce urmăresc pe această aplicație și dacă vor și ei la rândul lor să creeze content, să facă ceva frumos pentru cei de acasă, ca să fie pe placul tuturor. Da, doamnelor și domnilor... Da, știi, Cristi, e ok și putem să le interzicem copiilor TikTok-ul. Va apărea altă platformă. Ideea este să ne ducem la rădăcină, să ne ducem la exact cum vorbeam adinauri și la părinți să vadă de ce copiii au această gaură emoțională. Vă garantez din experiență, pentru că și părinții au această gaură emoțională, dar și-o gestionează cumva, copiii nu mai pot. și să ne ducem să vedem ce am putea să facem frumos, exact așa cu copiii noștri, ce am putea, cum am putea să-i învățăm că pot să se simt, pot să bucure de viață. Și dacă au nevoie, cum înțeleg că acest TikToker avea nevoie de bani și se simțea copleșit, cui să ceară ajutor și în niciun caz în mediul online. Pentru că în mediul online, da, sunt toți nebuni, exact cum spuneați. Radu. Adineauri am primit când am deschis Messenger-ul și am un mesaj cu iertați-mă, puneți bip dacă e cazul. Dar am primit un mesaj, vreau să fac sex cu tine. Da, am înțeles, ok. Radu. Wow, deci lucrurile astea sunt rele, dar știi? Noi vorbim de găuri emoționale, sunt oameni care le înțeleg ca și expresie metaforică, oameni care au cultura necesară să o înțeleagă această expresie, cu vârsta cuprinsă între 23, dacă sunt bine pregătiți, până la 100, dacă încă trăiesc, dar când vii în realitate, tu trebuie să vezi realitatea ta a părintelui. Cum ești tu ca părinte? Sunt 6 cuvinte. Cum ești tu ca părinte? 5 cuvinte, oameni buni. Și trebuie să spui cum ești. Cum ești? Băi, sunt bun? Da. Sunt grozav? Da. Mă ocup de copilul meu? Da. Nu mă ocup de copilul meu? A, ok. Atunci merg către latura de permisivitate. Și spun așa, sunt permisiv, nu îmi pasă de copilul meu, crește ca o buruiană, da? Crește ca o plantă, nu fac nimic pentru el. Ce ofer eu lui? O libertate. Care ce spune libertatea aia? Fă ce vrei. Mamă, sunt cele mai proaste cuvinte care există. Fă ce vrei. Deci nu... Răspunsul e așa, fă ce vrei alături de mine, alături de mine. Unde sunt eu ca părinte? Nu sunt, nu există. Dacă îmi spun alături de mine, copilul este și lângă mine. Da. Sunt nemulțumit pe sistem, ok, dar copilul meu reprezintă sistemul meu personal pe care nu vreau să-l imprim. Și spun că el trebuie să trăiască liber. Liber în ce? În ură, în violență, în viol, în pedofilie, în droguri, în alcool, în ce? Da. Eu unde sunt? Mulțumesc, Radu, mulțumesc, Roxana. Mai avem un singur minut. Sunt convins că vor fi foarte multe dezbateri pe această chestiune. Deci, Alex, așa cum alte platforme și-au pus filtre și treaba asta poate să iasă o secundă sau se poate întâmpla la alții să interzică uneori înainte sau după un minut, cred că și TikTok-ul ăsta s-ar putea să aibă o responsabilitate că un părinte care are la un moment dat un copil care face o chestiune pentru că i s-a imprimat la un moment dat treaba asta în minte prin această... Nu poate se poate îndrepta către TikTok pentru că... Sau se poate îndrepta, dar nu știu care sunt șansele, nu? Șansele sunt 50-50. Ca orice facem în viață, orice este 50-50. Da. Dacă intri pe o astfel de platformă alături de copilul tău, el este predispus la un asemenea mesaj. Dacă vrei cu adevărat să ai grijă de el, există platforme speciale pentru copii, cum nepoțica mea, de exemplu, le urmărește doar acolo, știi cât are voie, cât timp pe zi, dacă face ce trebuie, primește acel timp pe zi, dacă nu, nu se uită. Adică mentalitatea din spate trebuie să o măsurăm în funcție de părintele din spate, dar și de persoana la care se uită. Pentru că același nivel de responsabilitate pe care părintele ar trebui să aibă și cel care creează conținut. Fie că este persoană publică, fie că este persoană privată sau chiar business. Pentru că în goana asta de hype ajungem la astfel de momente. Mulțumesc, Alex Ilie, mulțumesc, Roxana, Gabriel, Radu. O dezbatere foarte grea pe care trebuie să o ducem mai departe și să fie ca un val așa, știi? A fost puțin, mâine ne luăm cu altele. Ne întoarcem după pauză cu alte povești emoționante. Doamnelor și domnilor, în aceste zile am mai pierdut unul dintre marii coloșii actorii României, un om care de-a lungul a 7 decenii a apărut și a marcat cu delicatețea și cu valoarea sa scena românească, vorba despre marele actor Constantin Codrescu, care ne-a părăsit la o vârstă foarte frumoasă, 91 de ani. Acum câteva zile s-a prăpădit. Toate demersurile legate de înhumare au fost făcute. Din Spania a venit mai repede ca oricând fiica sa, cea despre care am vorbit foarte, foarte des. Anca se află alături de noi. Să rămână Dumnezeu să-l ierte. Cât de grea a fost despărțirea pentru tine? Azi dimineața am fost ca să-mi iau un smardiu, că trebuie să plec la muncă cu bani. Mi-a fost foarte greu să mă rog de acolo, de unde l-am lăsat. Când a fost ultima oară când ai vorbit cu tatăl tău? Înainte cu o săptămână, când am sunat, mi-am zis că este mai bine și a fost luat de urgență cu o salvare și că i-au dat niște vitamine care pare că se simte mai bine și că a început să mănânce. Mi-a zis că o să se ridice, să stă în sufragerii ca să se uite la televizor, să... El mereu avea acolo un fotoliu unde un fotoliu cu papa din cum se așeza și aici se așeza. Regrete? Ce crezi că trebuia să faci în viața asta alături de tatăl tău sau cu tatăl tău și nu s-a întâmplat și ai vrea să schimbi? Să stau mai mult cu el, dar a fost așa un lucru de timp, că după divorț a trebuit să plec și să-mi caut un nou drum și un serviciu mai bun și... Ai ajuns în România, l-ai condus pe ultimul drum. Știm foarte bine că între familia actuală a marelui actor și tine lucrurile nu au fost line mai niciodată. Măcar acum la căpătâiul maestrului lucrurile au fost firești? Cât de cât firești, eu una am încercat să îngrop sexurile. În primul rând nu știe nimeni. Când am fost în luna filie de vacanță, în vacanță, m-am dus și am îngenunchiat în fața tatălui meu, i-am luat mâinile și am vrut să-i sălut mâinile și să spun, iată-mă, tată. Am apucat să pupă mânul și după aceea când am vrut să pup și cealaltă, nu m-a lăsat și mi-a luat el și mi-a spart. Și mi-a zis, iată-ne, mereu avea obiceiul acesta să spună, bunul Dumnezeu, iată-ne. Da, Anca se află în acest moment în aeroportul Otopeni, urmând să plece către țara în care locuiește. Dacă ar mai fi un lucru pe care nu ai apucat să-l spui tatălui tău și ai putea acum, printr-o minune dumnezească, să fii față în față cu el și să-i spui, ce îi spune? Am apucat să spun. Ce adevărat, mi-a fost luat de pe suflet în luna aprilie sucederea asta de perdon și după aceea tata mi-a spus că trebuie să ne perdonăm unul pe celălalt. Asta cu cuvintele lui. Nu știa cu nimeni, eu singură eram cu tata într-un sufleterie, am făcut o poză cu noi doi și atunci nu... De adevărat, între mine și tatăl nu mai există cum să spun ceva care a făcut asta. Totul a fost pregrant. Da. Anca, sunt momente grele și pentru teatru și film românesc, pentru că Constantin Codrescu a fost un actor, un regizor, un director de teatru, un profesor foarte bun și unul dintre aceia din marea generație din care mai avem foarte puțin. Îl mai avem în plină forță pe Florin Piersic și încă vreo 2 sau 3. Vedem și imagini din roluri fenomenale ale lui Constantin Codrescu. Cât de mult te-ai mândrit cu tatăl tău? Nu. Cât de mult te-ai mândrit cu tatăl tău? Foarte mult. Și continui să o fac. Pentru mine tata nu a murit. Pentru mine tata există. E prezent. Am sfârșit astăzi când am fost atinsit. Am vrut să-i aprind o lumină, o candelă. Și dacă mă credeți că am simțit când a suflat în lumânare, nu m-a lăsat că eu acum. M-a dus un buchet mare de flori, săltatea căsea foarte mult flori. Bună oară, avea toată puntea plină de flori, o multitudine de flori ale trandafiri, sandile, multe. Și eu o să-i aduc așa un buchet cu mai multe mai multe poze, și-am lăsat candela fără să-i aprins lumina, fiindcă am zis că e un semn și atunci am lăsat așa. Nu-i făcea să mă vadă niciun negru, nu-i făcea să mă vadă cu părul așa, mereu îmi făcea să-l prind, să nu plâng și să nu gelesc. Am respectat, nu pot să nu plâng, dar nu am... Dacă tatăl tău este prezent, îl simți? Dacă tatăl tău este prezent, îl simți, îl visezi? E simțit cumva energia prezentă lângă tine? În ziua când m-am sunat seara, fratele meu Cristian, ca să-mi spună că a murit tata, dimineața vreau să-l sun, dar cum lucrez din Perna, după cum bine știți, într-o casă, familia respectivă au avut invitați. Nu am avut timp să iau telefonul 5 minute să pot să-l sun. Tot acolo, când am vândrat zi noaptea, cum a sunat, am deschis. În momentul în care ai intrat, îți mulțumesc foarte mult că, în primul rând, asta voiam să spun, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai adunat puterile să intri alături de noi, te vom mai ține un minut. În momentul în care ai intrat, efectiv, lacrimile țâșneau din ochi și sunt convins că în fiecare clipă, după cum știu și mi-au spus și colegii mei, regretul și durerea te sfâșie pentru că ai avut alături un om minunat și un om care ți-a salvat practic viața de acolo de unde erai și a fost, așa cum a fost el, un îngerul tău păzitor. Exact. Astăzi am avut, acum o oră m-a contactat o doamnă care a avut hibrină cu fotograful că mama mea a făcut fizicul, a făcut nevasta a patru. Da, pentru mine legătura este foarte proastă, dacă nu reușim să o refacem. Eu îi mulțumesc foarte mult, Anca. Anca, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai avut puterea să intri alături de noi. O parte din sufletul actorului și al artistului, în primul rând, Constantin Codrescu, a fost astăzi în fața dumneavoastră. Anca este printre persoanele care vor face absolut orice ca memoria lui Constantin Codrescu să fie prezentă dincolo de rolurile și toate lucrurile minunate. Nu mi-a plăcut că nu am vrut să se ne presta, nu am vrut să spun că eu nu am avut puterea să mobilizez pe dumneavoastră, colegii dumneavoastră, ca să poată să vină la mormântare. Soția, tatăl meu, a fost avut rubina și atunci am respectat asta. Totuși, între ghilimele, nu mi-a plăcut fiindcă lumea, care l-a îndrăjit, lumea care îi iubește, aș zis de nicio vadă pentru ultima oară, în micile ecrane. Chiar dacă, într-un moment poate tragic, că nimeni vrea să vadă în aceste momente, dar s-a putut și atunci eu o să încerc să aduc în fața tuturor pe toate timpul. Da, mulțumesc foarte mult, Anca. Este un moment foarte greu și... Mulțumesc foarte frumos. Am primit foarte multe mesaje de încurajări, condolențe, atât pe pagina tatălui meu, care s-a administrat-o pe pagina mea. Vă mulțumesc foarte mult. Tatăl există prin voi. Anca, Dumnezeu să-l iertezi, mulțumim foarte mult. Pare rău. Pare rău pentru imaginea pe care o am, nu e nicio problemă, Anca. Chiar nu e niciun fel de problemă. Dragostea ta se măsoară în toate aceste lacrimi pe care noi le vedem acum în fața tuturor. Dumnezeu să-l ierte, suntem cu sufletul alături de tine. Și Constantin Codrescu rămâne, evident, pentru totdeauna, prin tot ceea ce a făcut, alături de cei care iubesc cu adevărat arta. Dumnezeu să-l ierte, mulțumim, Anca Codrescu, drum bun! Mergem mai departe, doamnelor și domnilor. O să schimbăm puțin registrul acum. Vom merge alături de doi artiști care se prețuiesc foarte mult și care ne-au oferit un interviu care are în primul rând bucurie, veselie. Este, viața trebuie să meargă mai departe. Raul și Maria Dragomiroiu și Raul, mai bine zis. Mă șerți cu vorba ta, eu te iert cu inima. Cât de dulce mi se pare dragostea. Ne bucurăm să vă vedem aici la un frumos spectacol în această seară. Păi dacă bună seara! Bună seara, da! Am venit aici la prietenul nostru, Adrian Enache, și ne-am bucurat eu, da, pentru această invitație. Este un spectacol foarte frumos, cu artiști mari, este sala plină, lumea este emoționată pentru că ascultă cântece valoroase, cum se cânta așa odată, cântece de care mi-e tare dor și am ascultat înainte avea mulți artiști și chiar m-am emoționat și eu. E foarte frumos. Raul se uită așa la dumneavoastră, vă divinizează? Păi mă uit cu drag. Divinizat e mult spus. Nu cred în chestia asta cu divinizatul, dar o iubesc pentru că o cunosc. Și o cunosc pentru că o iubesc. Suntem... pe vreo 22 de ani împreună. Noi am mers foarte mult prin toată lumea asta și să știe că oamenii se cunosc la bani și la drum lung și noi ne-am cunoscut bine. Dar vreau să mă laud așa puțin, de fapt, prin fata mea, că Ileana este cea care a spus, da, acest băiat are viitor și merge, a adus cântece frumoase, aduce cântece de actualitate. Și așa a intrat în echipa soțului meu, Bebe Mihu, și a venit la mare și a cunoscut-o pe Mira noastră dragă, Mirabela Dauer, și uite așa a compus, a avut inspirație și a compus atâtea cântece frumoase și eu o să râdeți, dar câte avem? 8. Avem un album aproape. Da. Un album de 8 melodii. Mai trebuie două. Da. Și eu sunt foarte bucuroasă de ele, din când în când le cânt și uite așa trecem prin viață împreună. Ce avem noi nu are, n-aș vrea să spun că n-are nimeni. Ce avem noi, avem noi și, da, uite ce avem noi, de ce avem noi se bucură publicul și nu-ți trebuie o satisfacție mai mare. Nu-ți trebuie. Muzica este leagănul sufletului și Rareș are de multe ori inspirație și a adus de-a lungul timpului cântece foarte frumoase care au ajuns acolo și ajung acolo la sufletul oamenilor. O muzică specială, așa cum e special și sufletul lui. Mă emoționează, să știi. Ar trebui să fie la rubrica confesiuni dată interviul ăsta. E pentru Cristi? E pentru Cristi, da. Îl salutăm pe Cristi. Cristi, o să vin în platou, abia aștept să se întâmple lucrul ăsta. Știu că tot am promis de mult, dar de mult ăla s-a apropiat, așa că o să ne vedem în platou. O să stăm de vorbă. Cu lucru vreau să mă întreb despre Rareș, cum l-a susținut în acea perioadă grea prin care a trecut el, vara asta, cred. Păi nu, s-a susținut singur. Am mai spus, deci, sunt 4 frați, a avut o mamă excepțională, o mamă, știți, mama este icoana sufletului fiecărui copil. Și eu când mi-am pierdut mama am zis că se prăbușește lumea, se prăbușește cerul peste mine, dar uite, are în jur prieteni, are în suflet muzica care îl ajută să meargă mai departe. I-a fost foarte greu și mi-am dat seama din ceea ce a scris el pe Facebook. Pe mine m-a impresionat extraordinar de tare. Deci nu ți-am spus până acum, dar să știi, pentru că știu că acele cuvinte au fost din sufletul, străfundul sufletului lui. Dar Dumnezeu să o odihnească pe mama. Mă bucur că a spus Maria, că mi-a mai tăiat mie din emoții. La un străin, la un câine, tot îi dai un colț de pâine. Cum să nu le dai speranță la cei care ți-au dat viață? Cum arăți unei femei că o iubești foarte tare? O pui pe primul plan. Și atunci, doamnelor și domnilor, acest loc este oferit Oanei și pentru rutina frumuseții. Ei, bună ziua, bună ziua! Sunt aici alături de prietenele mele. Oxana este aici, Novacovici este venită din toată lumea pentru că ea circulă foarte mult. E un trainer absolut extraordinar pe parte de make-up, are elevi peste tot în lume și acum are un model aici cu care care vom face niște chestii foarte interesante, pentru că tot se apropie sărbătorile, pentru că trebuie să știm cum să ne aplicăm un fond de ten fără să avem brobonele pe față, fără să ne curgă fondul de ten la petreceri, la Revelion, la Crăciun, la anunț și așa mai departe. Oxana ne va învăța exact ce trebuie să facem. Bine ai venit, draga mea! Bine te-am găsit! Bună seara tuturor! Și da, în această seară voi împărtăși care sunt secretele aplicării unui fond de ten corect în această perioadă a anului, ținând cont de faptul că vine sezonul rece, vin sărbătorile și este important să ne protejăm pielea și cu produsele de îngrijire a tenului, dar și cu machiaj corect. Voi începe cu demacherea ochilor și voi îndepărta produsele pe care le are pe pleoapă. Voi folosi acest demachiant pentru că este foarte important să curățăm bine pielea, unde va urma ulterior machiajul. Este un demachiat delicat care va curăța produsul de pe piele, inclusiv cele rezistente la apă. Da, și e foarte important să știți că un machiaj bine aplicat este cel care inițial a fost pus pe o piele curățată impecabil. În acest punct de vedere, ne asigurăm că produsul care a fost la machiajul anterior sau pur și simplu odată ce vine clienta de afară și are ceva rezidu pe piele, este îndepărtat cu grijă. Uitați. Ce se întâmplă dacă noi acasă ne machiem fără să avem tenul curățat? Pentru că doamnele acasă spun așa: păi da, nu m-am machiat cu nimic, de ce să mai curăț tenul? Ce se întâmplă dacă noi plecăm undeva, ne aplicăm fondul de ten, rujul, pudra și așa mai departe, fără să curățăm bine tenul? Se încarcă în timp, ori se închestiază. De asemenea, machiajul nu va rezista la fel de bine. Asta e, deci nu va rezista, pentru că la lung omul zice: ei, lasă, văd eu la bătrânețe ce fac, acum să arăt bine. Nu, nici machiajul nu va rezista atât de mult și apoi ne plângem că în mijlocul nopții, când tocmai ne dansează iubitul nostru, nouă ne curge câte o bucată de machiaj și ni se întinde rujul și așa mai departe și ne uităm la prietena noastră care are un machiaj absolut impecabil, nu? Da. Iată trucurile pe care trebuie să le reținem. În momentul în care dorim să avem un machiaj impecabil al tenului, fără aspect făinos al tenului, după ce aplici un fond de ten, se va observa dacă nu ai demachiat corect. Așa că procedăm mai departe, este să curățăm tenul foarte, foarte atent cu un demachiant pentru a îndepărta orice urmă de murdărie sau alt machiaj anterior. Alegem de fiecare dată produsele potrivite tipului de ten. Exact, foarte important să alegem acel demachiant, loțiune tonică, creme, acid hialuronic, produse care sunt destinate tipului. Modelul meu are un ten uscat, deși în această zonă are câteva coșulețe pe care le voi prelucra cu un produs special destinat acestei problemuțe mici, pentru a ne asigura că va rezista mult mai bine fondul ten aplicat. Ăsta este motivul pentru care în majoritatea zonei tu ai folosit produse hidratante și nutritive cu acizi hialuronici și doar în zona cu coșulețe o să ai un tratament special, corect? Da. Și aici îi aplic un pic de peeling pentru că de obicei pe nas fondul de ten se duce foarte repede dacă pielea este și foarte uscată sau dacă avem un ten mai gras, iar îndepărtarea celulelor moarte și rezidurilor de la alt machiaj sau impurităților mă ajută să am un machiaj mult mai rezistent pe durata zilei și a serii la evenimentul la care mă aștept să reziste. Foarte interesant, așa este. Uite, de exemplu, înainte de a intra în emisie, Cristina mi-a făcut machiajul, dar ce să vezi, mi-a însuflat nasul și imediat tot fondul de ten de pe nas s-a dus, eram în două culori. Dacă, în schimb, faci un peeling, și la fel mergeți pe parte de peeling de gomaj natural. Oxana nu se referă la peelingurile chimice în niciun caz, deci nu vă exfoliați fața gen Zorro, pentru că nu este cazul. Hai să vorbim puțin, dacă tot am abordat subiectul peeling, care sunt riscurile și ce ai observat tu în momentul în care doamnele merg să-și facă peelinguri chimice cum devine tenul în timp. Foarte pentru că sensibil. Eu am avut experiențe îngrozitoare. O femeie efectiv cu tenul distrus după aceste peelinguri chimice. Extrem de sensibil tenul. De asemenea, există riscul, mai ales că femeile nu sunt obișnuite să folosească și factori de protecție, să se îngrijească corespunzător după o asemenea procedură, pete, probleme accentuate și mai mult. Deci recomandăm să apelați la alte metode mult mai blânde cu pielea, în care nu o agresați atât de puternic, sau dacă faceți aceste proceduri doar la un specialist extrem de pregătit. Deși, mai bine hai să evităm. Tot ce nu e de la Dumnezeu și de la natură, cu siguranță nu dă rezultate decât pe moment. Și iată, nici pe moment. Rezultatele de moment se văd, însă nu la toată lumea și vine vara și ne umplem de pete pe față și ne gândim ce s-a întâmplat. Bine, răspunsul, cum ai spus tu, vine. N-ai folosit factor de protecție, n-ai folosit factor de protecție potrivit. Astea sunt scuze. Ideea este că tot ce nu e natural nu poate fi benefic pentru organismul nostru. Deci insist atât de mult la partea de pregătirea tenului, pentru că un machiaj va rezista și va arăta impecabil doar dacă tenul tău este pregătit. E ca și cum ai avea o pânză și dacă ea nu este uniformă, dacă nu are pe ea tot ce este necesar, structura potrivită, efectiv nu se așează produsul, vopseaua. E de asta important să avem grijă. Ce frumos! Se vede că ai studii în domeniu și Oxana este un om erudit. Ea ține... Poți să-i faci și pe zona aceasta, poți să-i faci măscuța aceea, să-i pui practic să elimini coșulețele. Și spuneam, exact, și spuneam că Oxana ține și cursuri, face tot felul de evenimente, maratoane, de evenimente și uite, poți să ne și povestești astăzi despre inițiativa ta. Deja ești la cel de-al doilea an de maraton, dar revenim cu subiectul acesta. Acum povestește puțin. Practic, tu înlături celulele exfoliezi, dar într-un mod foarte fin, delicat, pentru a mă asigura că nu voi avea acel aspect de scame al fondului de ten pe în zona coșulețelor. Da, în același timp am grijă, există o porțiune unde are un fel de rană deschisă și acolo nu intervin. Exact. Doar unde am partea de coș. Să știi că eu când aveam acne, neavând pe vremea aceea, nu te învăța nimeni ce să faci, cum să-ți cureți tenul. Acum mulți, foarte mulți ani, acum 20 ceva de ani, chiar nu existau asemenea informații. Exista doar un lapte de machiant, acela românesc, care, ce să vezi, nu era pentru orice tip de ten, era doar pentru tenul uscat. Eu, având acne, habar n-aveam cu ce să mă curăț pe față. Mi-aduc aminte că mă mai ștergeam cu apă oxigenată și, pentru că nu aveam cu ce, efectiv, și măcar era un bun dezinfectant, era o intuiție logică, nimic altceva. În schimb... Ce resurse multe avem acum. Exact. Și pudra, pentru că îmi puneam pudră pentru a acoperi coșurile imense și multe și noduloase pe care le aveam, se întâmpla exact așa cum spuneai tu. Pudra crea în jurul coșurilor așa scoame și ziceai că sunt cu vărsa de vânt cu acne combinată. Deci, într-adevăr, e foarte important să avem grijă de tenul nostru înainte de machiaj. Iar în sezonul roșu, orice imperfecțiune a tenului va fi accentuată de faptul că, din cauza frigului, se deshidratează tenul. Când e frig. Da, și se accentuează și problemele de relief al pielii, inclusiv acele descoamări despre care vorbeam. Până anul acesta am purtat și măști iarna. Corect. Și consecințele s-au... A fost groaznic. Da. Toată lumea avea coșuri pe față, așa este. Ok. Am finalizat partea de curățare. Voi aplica un acid hialuronic, foarte important să hidratăm bine pielea, în mod special și iarna, dar atenție, cu ceva timp înainte, pentru a avea timp ca produsul să se absoarbă în piele și astfel încât produsele de machiaj pe care le voi aplica ulterior să reziste mult mai bine și acidul să fie deja intrat în piele. Iar în cazul unei piele extrem de deshidratate, acidul hialuronic ar fi bine să fie combinat și cu apă termală, pentru a-i prinde apa aia din apă termală. În cazul nostru, loțiune tonică, exact. Întâi loțiune, deci lapte de machiant, loțiune tonică, da, și pe tenul umectat, da, pentru că rămâne, practic, de la loțiunea tonică rămâne tenul umectat, așa, aplicăm imediat serul, astfel încât să fie absorbit foarte bine, corect? Exact. Bun. Asta era scopul. Ori loțiunea tonică, ori cu apă termală, poți să reușești acel fie cel ten umectat. Sunt mulțumită de aspectul tenului ei. Acum putem folosi de asemenea produse cu extras de melc, mucus de melc, și acidul hialuronic este de nelipsit în acest sezon și nu numai, pentru a păstra aspectul îngrijit al tenului. În acest moment este foarte important să înțelegem cum anume selectăm un fond de ten. Sunt câteva criterii importante și, în mod special, nu alegem fondul de ten decât dacă pornim de la textura pielii, ce tip de ten avem, și de asemenea ne interesează foarte mult ce culoare are pielea. Corect. Deci aceste două ingrediente sunt esențiale în contextul în care nu vrem să fim bronzate când avem un gât deschis la culoare, corect, și invers, foarte pale de la față în comparație cu un corp expus soarelui. Și pentru a avea un rezultat impecabil este foarte important să aveți poate o chestiuță de genul ăsta, o paletă transparentă pe care aplicați fondul de ten și ce să vezi? Cel mai important nuanța fondului de ten poate fi descoperită aici, aproape de zona gâtului. Aici? Da. Sub bărbie. Aici, aha, unde aici ajunge foarte rar soarele. Aceasta este nuanța apropiată tenului nostru reală, pentru că pe față ne tot demachiem, aplicăm diverse proceduri și ea de obicei este mai deschisă la culoare decât zona decolteului. În cazul nostru nu se pune problema să omogenizăm aspectul tenului cu zona decolteului, însă în asemenea context gâtul dictează ce combinăm, cum obținem o egalitate între față și ten. Foarte interesant. Și vreau să vă spun că a evoluat foarte mult industria modei și în ziua de astăzi, în fond de ten, poate să îți placă foarte mult ca textură, dar să nu ai culoarea potrivită. Exact. Ce faci? Există adjustere, produse speciale care te ajută, combinând acel fond de ten cu adjusterul, să schimbi subtonul. Modelul nostru are un ton ten foarte deschis la culoare, care se găsește destul de dificil la nuanțele fondurilor de ten. Așa că, în cazul ei, dacă nu găsește niciun fond de ten, textura pe care îi place, poate un fond de ten mai fluid, poate un fond de ten mai compact, depinde ce își dorește ea, poate fi păstrată, combinând acel fond de ten cu adjuster. Și eu o să vă arăt aici câteva nuanțe. Aici o nuanță de gri pe care o aplicăm în orice fond de ten pentru a stinge un fond de ten dacă el este prea galben. Sau o nuanță mai galbenă pentru a face fondul de ten mai galben. Deci putem schimba nuanța fondului de ten fără a afecta textura. Și asta este un truc pentru cei care le este foarte greu să-și găsească nuanța fondului de ten. Iar cât privește acest detaliu, și anume că folosim un fond de ten, dar iată, avem tenul gras și prin fondul de ten îl va îngreșa și mai tare, trucul este, dacă nu găsim un fond de ten special tenului comedogenic, să folosim produsele anterioare fondului de ten, și anume cele care țin sub control pH-ul, o bază care să nu lase pielea să scoată grăsimea atâta timp cât machiajul și fondul de ten e pe față. Deci iată două trucuri foarte importante. Ori cauți un fond de ten special pentru tenul gras comedogenic, adică cu coșulețe, cu probleme, cu impurități, ori ajuți fondul de ten. O bază foarte importantă, specifică tenului gras, impur și acneic. Următorul aspect de care ținem cont atunci când alegem fondul de ten este textura și acoperirea pe care ne-o dorim. Și finish-ul fondului de ten. Finish-ul poate fi unul mat, satinat sau glowy. Se poartă mult mai mult acest moment combinația dintre fond de ten mat cu unul ușor satinat pentru a da un pic de luminozitate tenului. Iar la un ten uscat chiar recomand să folosiți un fond de ten mai satinat, tocmai pentru a îi da acel luciu sănătos natural al tenului. Sau cum ai spus și tu, exact, sau cum ai spus și tu, combinația perfectă dintre produsele de îngrijire a tenului, bazele potrivite, cu un fond de ten care îți place ca și textură sau nuanță, te poate ajuta, îl potențezi pe acel fond de ten cu acele produse aplicate anterior. Și da, cu cât mai eficient vei aplica produsele de îngrijire a tenului pe față, cu atât mai frumos va arăta fondul de ten pe piele. Mai este un truc pe care l-am văzut tot așa de la voi specialiștii, și anume combină fondul de ten cu serul. Exact. Și îl faci mult mai fluid. Vrei să încerci să vezi cum și să ne arăți pe viu ce combinație iese. Deci, practic, atunci când aveți tenul uscat, îmbătrânit, deshidratat, combinați fondul de ten cu serul de față, care trebuie neapărat să fie specific acelui tip de ten și anume foarte hidratat. hidratant și hrănitor. Ce se întâmplă, de fapt, este să obții o nouă structură, textură a fondului de ten și anume un fel de BB cream. Am fluidizat textura fondului de ten și haideți să vedem, se aplică foarte mătăsos, delicat și se vede că are un aspect hidratat. Da. Da, și așa evităm, nu, practic să avem așa un aspect de mască, nu? Da. Cu cât mai diluat este fondul de ten și mai subțire stratul pe care îl aplici, cu atât mai frumos va arăta și mai mult va rezista fondul de ten. Deci dacă vreți machiaje rezistente ale tenului, nu aplicați un strat foarte gros de produs, ci foarte, foarte puțin. Este contraintuitiv, dar să știți că secretul unui machiaj rezistent este din stratificarea pas cu pas, din aplicarea unui strat subțire, unul după altul, pentru că ce se întâmplă? Se usucă acel fond de ten, fiind un strat subțire, se așează uniform, îl mai și tapotez cu burețelul îndepărtând excesul și următorul strat aplicat va fi mult, mult mai fain așezat și va da un rezultat mult mai rezistent. Mulțumim frumos! Hai să vedem acum ce se întâmplă în studioul 2. Dragii mei, trebuie să vă spun că o femeie, dacă trebuie răsfățată, și ați văzut ce se întâmplă acolo, trebuie răsfățată și cu un cântec frumos de la un bărbat atât de prezentabil și de talentat. Un bărbat senzațional, Florin Mureșan este alături de noi, doamnelor și domnilor. Dincolo de faptul că este o voce de aur, lucrul ăsta se și moștenește. Fratele lui nu este altcineva decât Ovidiu Comornic, lucru pe care le știm. Florin, bun găsit, ce faci? Bine v-am regăsit, bine, mulțumesc. Toate bune, sănătos, voinic? Doamne ajută, sunt bine. Doamnelor și domnilor, Florin este foarte puternic, iar piesa dedicată, doamnelor, cum se numește? Nu mai pot să te aștept. Doamnelor, nu mai poate să vă aștepte. Eu zic să faceți ceva. O piesă absolut superbă, depus la rană, dacă e rană. Este o primă audiție, compoziție proprie, versuri Valentina Mureșan. Valentina Mureșan, o pupăm și pe Valentina Mureșan, nimeni altcineva decât jumătatea lui Florin. Florin Mureșan, superbă piesă. fost drept și-mi duc ploile cu mine. M-a spălat de tine. N-a fost bine, n-a fost drept și-mi duc ploile cu mine. Îmi duc ploile cu mine. Dacă mulțumim. Mai erai supărată pe el, te-ai muia de tot. Felicitări, Florine. Mulțumim. Mulțumim. Ne întoarcem imediat. Să nu credeți că am plecat de aici, pentru că noi vrem să fim cele mai frumoase și până de sărbători să învățăm trucuri, astfel încât la petrecerea de Crăciun și de Anul Nou și voi de acasă să învățați singure să vă machiați. Da, Oana, îți mulțumesc. În această seară vreau să vă mai povestesc puțin și despre partea de contouring. Este foarte important să excludeți din arsenalul vostru de trucuri această tehnică de... și te conturezi pe volum, pentru că este greșită. Imaginați-vă... cum era înainte? Hai să vedem așa, before and after. Cum se făcea înainte și cum ar trebui să facem? Se făcea așa. Subțiai fața și dădeai deasupra acestui șanț care se crea pentru a... Adică aici? Da. De aici în sus se dădea înainte? Da, exact. Cu ce? Cu pensula. Cu pensula și cu maro. Da, maro. De obicei maro trebuie să fie unul rece. Maro poate ușor gălbui, dar nici într-un caz un maro roșcat, pentru că chiar nu ne avantajează. Și această tehnică este greșită din simplu motiv că pentru persoanele care au partea centrală a feței și partea de jos mai proeminentă și mai mare ca proporții, cum am eu, efectiv îți dă senzația că ai dita mai pomete și dezechilibrează trăsăturile feței. Așa că vă recomand să fiți foarte atenți la proporțiile feței voastre, să zicem măsori de la linia creșterii firilor de păr până la începutul sprâncenei, apoi de la această linie până la baza nasului și puțin și mai jos, și observ care parte a feței este mai mare. În cazul nostru, fruntea este mai micuță, dar aceste părți sunt aproape egale. Da, uite, la mine cum e, de exemplu? Ca și la mine, este partea aceasta un pic mai mare și cea de jos, stai mai puțin să văd. Așa, partea de jos este chiar mai mare. Aceasta, e mai mare. Bunica mea îmi zicea că am bărbiță de țap. Așa e? Nu, doar spuneam că este mai mare. Nu, i-am scuțit așa, mai ales eram și mai slăbuță. Că poți să mergi cu puțină umbră în partea de jos, ca să o scurtezi vizual de aici. Și mi s-a mai întâmplat o chestie, învățând tehnici din astea de pomeți, de ridicat, îi accentuam atât de mult încât, într-adevăr, părea că am niște pomeți, așa, știi? Și mă întrebau fetele pe Facebook, iar ți-ai pus pomeți, iar îți pui buze. Dar sunt tot felul de trucuri fetelor și tocmai de asta vreau voi să învățați de la noi ce trebuie să faceți, să nu greșiți, pentru că e moda cu pomeți, cu pomeții accentuați și noi câteodată forțăm prea mult, insistăm prea mult și avem niște mingi în zona asta, dar nu mai știm ce să facem cu ele. Și atunci secretul pentru a diminua un volum exagerat al pometului, dacă l-ai și natural destul de definit, este să mergi de la acel volum din partea lui de jos un pic în sus, să urci Așa, dacă ar fi să o întoarcem. De aici, în sus, să urcem cu semi-umbră, să nu mergem mai jos în șanțul natural pe care îl avem în această grupiță, pentru că scopul nostru este să diminuăm acest volum, dar să-l accentuăm în același timp, să-l facem sculptural frumos. Bun, deci venim de sus. De aici, de jos, deasupra acelei găurici naturale pe care o avem, șanțul acesta, și mergem în sus cu o pensulă de genul ăsta plat, până ușor spre acest șanț nazogean, dar nu ajungem cu pensula, lăsăm cel puțin distanța de un deget și nu aplicăm intens. Mai bine construim pas cu pas conturingul potrivit. Când zâmbește, te rog, o să vedeți că volumul prinde contur și el este în semi-umbră și asta înseamnă că i-am diminuat din volum, dar l-am accentuat. Semi-umbra aceasta ne ajută să conturăm și să remodelăm trăsăturile feței. Eu am mai văzut informații de genul acesta în maratonul tău și exact asta spuneai, că dacă facem cum era pe vremuri, deci punem contouring-ul acesta mai jos, ne cade fața, ai senzația că suntem mult mai bătrâne. Și se accentuează și aceste șanțuri descendente, pentru că se unește contouring-ul cu șanțurile respective. Deci, clar. În privința maratonului. Hai să vedem ce zice Cristi, cum stă el cu contouring-ul acolo. Acolo e baza, să vedem acolo cum e. Am de-a contouring, de aș putea să duc și acasă. Doamnelor și domnilor, avem aici trei artiști senzaționali, doamna Maria Buză, doamna regizoare Brândușa Novac și Jolie Barta. Nu prea am înțeles eu de ce Jolie nu stă la mijloc, deși între două nu te plouă, dar nici bine nu-ți e. E șefa. E șefa, am înțeles. E cam bancul ăla. De ce ți se spune ție șefa? Era cineva acolo în spate, ăla micul, dar ăla îi se spunea șeful. De ce ești tu șeful, doamna Brândușa? Pentru că pot. Aia-i treabă. Să poate. Așa, pot să... Pot să creez spectacole. Sunt regizor, sunt scenarist, sunt coregraf. După cum bine știm. Avem în spate, doamnelor și domnilor, oarece afiș, Maria Buză, Diana Lungu și Andrei Duban, un Capricorn sub stele, regia și scenariu Brândușa Novac. Așa e, doamna Buză, e adevărat ce scrie acolo? Vai de mine, dar este cel mai mare spectacol. Este de o frumusețe rară. Și vom avea premiera la Teatrul Național pe 24 noiembrie. 24. Mai sunt câteva zile. Du-te și azi, nu mai sta să te uiți la noi. Bineînțeles, cel mai frumos spectacol, doamnelor și domnilor, cânt, dansez, beau. Bei? Mult bea. Așa, băi, nu, că așa e scenariu. Ce vrei? Vodcă. Nu, e apă, îți dai seama că dacă ar fi să... Noi niciodată. Dar cine e Capricorn din combinația asta? Domnul Duban. Domnul Duban se Capricorn, da. O să vedeți că nu este de fapt un Capricorn. Capricorn este o mică, mare confuzie, dar asta lăsăm pentru spectatori să descopere la final de spectacol. Da, într-o zi o să ieșim și noi din confuzia cu domnul Duban, că nu ne-am mai văzut de ceva vreme. Până atunci, însă, doamnelor și domnilor, cine vrea să prezinte, că Jolie are o voce frumoasă. Așadar, eu sunt reprezentantul spectacolului Un Capricorn sub stele. Păi și doamna, dar nu e așa? Iar de partea cealaltă, domnul Jolie Barta, reprezentantul spectacolului Femeia te ridică, femeia te coboară. Și atunci am zis noi, de ce să vină o femeie? Că sunt atâtea femei și acolo, doamne și domnilor. Ați vorbit de... Și atunci să vină victima, adică bărbatul. Victima. Cine mai joacă în spectacolul ăla? Că și acolo avem nume interesante. Manuela Hărăbor, Tomi Cristin, Ovidiu Popa, Evelin, Rebecca și Cristian Marinov, Jolie Barta și Raluca Guzlicov. Foarte frumos, doamnelor și domnilor. Stai cu femeia, te ridică, femeia coboară, mai auzit-o. Dar așa ar fi acum, de exemplu, după acest moment artistic foarte frumos cu Jolie, care ne va... Să spun eu, doamne și domnilor, Femeia te ridică, femeia te coboară este o comedie muzicală. Acest om atât de elegant, distins și frumos cântă. Și tânăr, veșnic tânăr. Așa, va dovedi acest lucru. Și dansează. Și dansează. Vezi, asta nu-mi convine mie, mă. Când vine omul să fie și frumos și talentat și deștept. Nu se poate. Nu, e prea mult. Dar el nu bea. Și e adevărat. Apă. El bea numai suc. Ea bea la ora 20, ei dansează și cântă la ora 17:30, tot în 24 noiembrie. Păi da, că la 20 se mai poate consuma apă la ora 17, exclus. Păi da, pe asta i-am și zic, mă, pe mine să mă bui după ora 8, ca să pot să beau. Și pe ei, dacă e să... Dar să știi că și ei au momente de acrobație în spectacol acolo, scuză-mă, și la ora 5:30 nu e prea devreme să faci pagatul și asta în aer? Iartă-mă că te întreb. Așa, să faci pagatul? Da, sunt de acord. Se întâmplă, da. depinde cui te adresezi, tavanului sau modelei. Am înțeles. Artificii pe tavan era melodia. Da. Doamnelor și domnilor, cântă Jolie Barta, după care avem un test al prieteniei cu distinși invitați, că toți se cunosc atât de bine. Domnule, dacă doriți să-l acompaniați bine, că am înțeles că e bună seara, signorilor, bună, cam așa. Bună, nu, cred că da, altceva. Ce ați ales? Pentru că el are... La... Din vitrina de produse ce ați ales, mai bine să ne cântă Jolie. Domnule, dacă doriți să stați acolo în spate la... Da, cum să nu, așa, dacă nu... Baletul poate să... Adică cum ar fi? Da, noi se bate. Jolie Barta, doamnelor și domnilor, i-am luat pâinea de la gură lui Cristi Brancu. Bravo, în sfârșit. Ya no está más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Está más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Cum spunea și celebrul banc. Ole! Foarte frumos, doamnelor, doamnelor. Câtă grație, în regie, în ceva... Coreografia în spectacolul nostru e cu totul alta. Ne aflăm într-un spital. Totul cu coreografia sau... Tot eu. Da, mi se pare normal, doamnelor, dar nu le face Brândușa, adică atunci cine? Foarte frumos. Haideți frumos să ne așezăm. Doamnelor și domnilor, testul prieteniei. Prima întrebare este pentru Brândușa. Cum face Maria atunci când se enervează? Tușește. Atât? Da. Și... Dovada. Ce făcuși, doamne, te și enervași? E adevărat? Știi cum? Eu am o stare și o trădare, ca să zic așa, a stării mele prin tuse, și la bucurie, și la fericire, și la nervi, și la... în toate cele. Știi cum e? Adică nu stau să mă încurc cu tot felul de stări. Tușești, frate. Ești fericită, tușești. Ești prăpădită, tușești. Ești... Da, spune. Emoție. Foarte frumos. Doamnelor și domnilor, am înțeles. Ce îl enervează pe Jolie? Maria. Pe Jolie le enervează atunci când colegii nu sunt punctuali. Aoleu! Deci care va să zică... Da, să trăiți! Punctualitatea. Bravo. El este foarte serios cu minte, de vreme și acasă. Bun! Mergem mai departe. Ce o face fericită pe Brândușa? Banii! Mă rog! Da. Brândușa este mereu în activitate. Premierele, ea trebuie să scrie. Ea trebuie să scrie zi și noapte. Scrie piese de teatru, scrie scenarii. Așa faci, mă, Brândușa? Da, refulez în scris, într-adevăr. Foarte frumos, bine că iese, mai nasole să stea, nu? Da, da. Foarte frumos. Brândușa, zi-mi o minciună nevinovată, așa, spusă de Maria într-o anumită situație. Are sau n-are? Adică așa, știi, am întârziat, n-am făcut, n-a venit mașina, sau totdeauna Maria noastră este directă și n-are probleme. Maria nu spune minciuni, ne știm de 40 de ani și suntem prietene încă. Foarte bine. Tocmai asta pentru că nu spune minciuni. Nu mințiți niciodată, șefa? O întreb, dacă o întreb... Da, am mințit atât de bine că nu s-a prins. Aia e treaba. Băi, talent. Asta este treaba. Bun, e în regulă. Acum vreau să te întreb ce le enervează pe Jolie, am înțeles. Cum reacționează Jolie dacă cineva îl critică? Cu eleganță. Chiar nu știu, chiar nu știu. Dar dacă stau să mă uit la el, pe cuvânt, eu nu cred că am făcut complimente unui bărbat așa cum i-am făcut lui. Uitați și dumneavoastră cât e de elegant, de frumos, de distins. Păi și atunci sper și publicul atunci când va fi pe 24 noiembrie să revenim la Teatrul Național, să admire eleganța, rafinamentul și talentul acestui... Era vorba de critică, deci... Păi asta spun, cum să critici. Jolie, care e mâncarea preferată a Brândușei? Varză cu carne. Varză cu carne? Varză cu carne. O sun ieri, Brândușa, ce faci? Ce să fac? Uite, îl gătesc. Ce? Varză cu carne, măi, mă lași. Tocmai asta gătise și soțul meu, că el e la țară, și l-am întrebat: ce faci, mă, Georgica? Ești bine, te simți? Ce să fac, nevastă? Sau și gătesc. Păi asta e, mai gătește și soțul din când în când, stai așa. Mi se pare corect. Apropo, mai da de gol că gătesc. Dar ce, mă, o femeie adevărată o face și pe asta. Ce acum, epoca modernă, nu mai gătește nicio femeie, am luat-o rău. Adevărat că șefii toți mai degrabă bărbați, nu știu ce e cu segregația asta. E adevărat. Mâncarea preferată a doamnei Maria, care a avut și restaurant, deci și știe cum e treaba. Vodka. Ca să fim în spiritul piesei, dragă. Salată de băf în sufleia. Salată de băf? Industrial? Mănânc de sărbători, pentru că atunci reușesc să fac, mănânc câte un platou. Și drept pentru care tot timpul de sărbători mi-e rău. Ah. Nu pot să mănânci atât de... Păi nu poți să mă iei picătura chinezească azi așa, mâine așa? Nu pot! Și știi cum e, că pe masă le pui pe toate, da? Pui platou de... așa, pui salată, pui sarmale, fripturica, pui și tu oleac de vinite, da? Bătute aceea. Pui și niște sălățică, niște... Dar pui mai pui sau nu mai pui? Pui nu mai pui, că e porcul ăsta, e deja porcul. Da, doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză, doamnele o să treacă puțin și pe la machiaj să se pregătească pentru spectacol. O, și o piesă de-a Mariei. Ați reținut două premiere. Poate nu vă duceți. Rămâneți cu noi. 24 noiembrie. Hai! Adorarte para mí fue religión. Sin tu amor no viviré. Da, doamnelor și domnilor, această introducere caldă este pentru piesa pe care o va cânta Maria Buză chiar acum. Prin urmare... Care va să zică? Altă dată. păcălești frumos, să ai vorbele la tine, cum o dai să-mi fie bine. Să fii bărbat generos, să mă păcălești frumos, să ai vorbele la tine, cum o dai să-mi fie bine. Lasă-mă, bărbate, lasă-mă așa, că-ți rupe inima. Dacă vrei să-i dragoste, lasă-mă, bărbate, lasă-mă ușor, că te fac să-ți fie dor. Fidește, bărbate, și fă-mi poftele, dacă vrei să-i dragoste. Lasă-mă, bărbate, lasă-mă așa, că-ți rupe inima. Fidește, bărbate, și fă-mi poftele, dacă vrei să-i dragoste. Lasă-mă, bărbate, lasă-mă ușor, că te fac să-ți fie dor. Fidește, bărbate, și fă-mi poftele, dacă vrei să-i dragoste. Ceva frumos, doamnelor și domnilor! Doamna Maria, până atunci însă puteți să-i facem poftele femeilor, mergând repede la machiaj. Oana, ai legătura! Hai să vedem, suntem aici cu Oxana Novacovici. Exact, spune tu exact, pentru că trebuie să rețineți acest nume dacă vreți să mergeți la maraton. Se apucă Oxana de alergat, nu? Eu și încă 50 de traineri de top din România, pe partea de make-up și sprâncene. V-am pregătit un eveniment incendiar în luna femeii și în luna îndrăgostirii. Luna februarie și martie, un eveniment cu peste 50 de traineri în care veți învăța nu doar cum să faci o linie de tuș impecabile, să aplici un fund de ten într-un mod în care să arate super pe ten. Fii atentă că eu deja am învățat. Ia, stai să-ți arăt, stai să vezi. Ia. Chiar te rog. Așa. Așa, nu mișca brusc, mișcare du-te vino. Da, mă, dar eu mă grăbesc, eu sunt mai avem puțin și se închide emisia. Mama. Exact. Sunt foarte multe trucuri în arta machiajului și e foarte important să pornești la drum cu dreptul, să înveți de la cei mai buni. Ați exagerat un pic aici. Știți cum e? Prea multă frumusețe strică. Trebuie să păstrăm naturalețea, da? E adevărat că pe un ten natur și foarte ușor de lucrat, numai o tușă dacă ai dat, pare că ai stat ore întregi, ore în șir la machiaj. Felicitări și aplauze pentru acest minunat moment, doamna Oxana Novacovici. Oxana, ești cea mai tare, pe cuvântul meu. Cum faci tu? Doar așa dai așa din degetuțe, din mână, din poanie în sus și deodată are femeia niște gene. Vezi? Exagerați. Continuă. Cine e artist rămâne, vezi? Exact. Ai văzut? Emoție și multă energie aici. Așa că o să venim la maraton, o să fim cu toții acolo, dar până atunci mai vorbim. Într-adevăr a ieșit totul superb și pe natural, așa cum le place prietenilor noastre și place și domnul Brancu, că îi place femeia despletită, cu cearceaful alb, nemachiată, nenimic, pură, naturală. Păi așa trebuie să fii, dragă. Bio, fără niciun fel de impurități. Prin urmare, doamnelor și domnilor, fie că e eveniment, fie că este moment. Eu cu domnul Barta am stat aici și ne-am uitat, erau 5 femei, poate că era mai bine să rămânem pe margine, m-a gândit, ca să fie bine. Dar bineînțeles, Nu, să rămâneți pe margine și admirați că deja ne luați aerul și se topește fardul. Haideți, vă rog. Păi dacă se topește fardul, Oana, mai ai două candidate și Brândușa și Maria aici. Da, eu da, cu exact. Domnul Barta așteptăm rezultatul final. Da, ce să voi cu votul, știi? Da, 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 da. Deci suntem și juriu, ai grijă ce faci, da? Voturile și noastre să plătiți fardurile, dacă e ceva. Păi da, dar cum să putea, ce? Sunt scumpe, apropo, trebuie să avem niște farduri profesionale, da. Profesionale, pe vezi, că nu pun ceva ori și ce pe fața mea. Deci, profesionale. Costă mult, e scump. Costă pentru că meriți. E, vezi? Băi, n-ai înțeles? Nimic nu este prea scump pentru o femeie care este frumoasă. Adică nu plătește omul dacă trebuie să fie frumos? Da. Da, spune-mi puțin, spune puțin, hai să-ți arăt ceva. Spune-mi puțin cu pomeții aici cum e. Cum ai face tu... E machiată bine. E machiată bine, nu? Da. Trebuie să știm cât timp? Un minut. Un minut, dar te-ai descurcat excepțional, nu? Asta este când pornești la simplitate și încerci doar de fapt să pui în evidență simplitatea, nu trebuie să faci foarte mult, nu trebuie să-ți ia mult timp. Și eu asta întotdeauna o dovedesc când vine aici, pentru că tot timpul fiind pe ultima 100 de metri. Că poate aș vrea și eu niște ochi, da? Și un far din ala așa mai nu știu cum, dar n-am timp. Ales simplitatea care câștigă. Da. Da. Nici noi nu mai avem timp. Da. Timpul s-a scurs. Eu cu Jolie n-avem decât să spunem un singur lucru. Da, așa e. Dacă mai bine să ne complici, da? Mergeți la teatru, vă așteaptă Brândușa și Maria și Jolie. Mergeți la machiaj, vă așteaptă Oxana. Iar Oana vă așteaptă în fiecare joi aici. Sau, dacă o căutați pe online, vă așteaptă oricând și oriunde. Mulțumim foarte mult, ne vedem mâine! Ea care e frumoasă, să nu superi că te lasă. Dacă vrei să-ți fie bine, zic aia și fă care